La mănăstirea Nașterea Maicii Domnului de la Piatra Fântânele, județul Bistrița Năsăud, se desfășoară în această perioadă o tabără de lucru germano-română. Programul se organizează deja de 20 de ani și reunește tineri din Germania, membri în cea mai mare asociație confesională de tineret a Bisericii Evanghelice, precum și tineri din cadrul Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Cluj-Napoca. Timp de 2 săptămâni, tinerii ajută obștea așezământului la amenajarea unor noi spații pentru cei 36 de copii de care mănăstirea are grijă în prezent. De asemenea, au loc momente de rugăciune, socializare și drumeții. Copiii provin din cătunele îndepărtate ale zonei, iar maicile de la Piatra Fântânele îi găzduiesc temporar sau permanent, ajutându-i totodată să meargă la școală. Vârstele lor sunt cuprinse între 3 și 17 ani, iar o parte dintre ei au rămas fără unul dintre părinți sau provin din familii fără posibilități materiale.